oboseala i-a adus sfârșitul. Un șofer a murit după ce s-a răsturnat cu mașina pe șoseaua de centură a orașului Târgu Jiu. Bărbatul tocmai ieșise din schimbul 3 și se îndrepta spre casă când a pierdut controlul volanului. Autoturismul a intrat într-un cap de pod după ce s-a răsturnat. Impactul a fost fatal. Șoferul în vârstă de 52 de ani a murit pe loc în urma rănilor suferite. Bărbatul nu a putut fi scos din mașină astfel încât a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj. Din primele cercetări a ieșit că bărbatul conducea cu viteză și cel mai probabil era și obosit.